Da. Deci 22 de ani după coate. Și 3 copii. O să fiu sincer acum. Am dus în spate această povară pentru că mama a fost extrem de sinceră. La noi în casă sinceritatea este arma principală. Hai să așa. Cu frate, tu primul băiat. Da. Mi-am păstrat părul lung, n-am avut probleme cu dinții, cu pielea. Nici nu știai că am născut. Bă, când ai venit tu, bine, am luat și ochii ăștia lui mama. Da, și călcâiele, din păcate. După tine, mi s-au mai... A trebuit să mă tund scurt și pielea n-a mai fost la fel. Mit sau realitate, nu știu, dar am pierdut mulți ani... purtând această povară. Nu era după tine sau din cauza ta, era că așa reacționează corpul nostru al femeilor uneori în sarcină, pentru că nicio sarcină, oricât de roz ar părea lucrurile din afară, nu trece fără să-și pună amprenta asupra noastră, iar pielea e pusă la grea încercare, pentru că dacă s-ar întinde doar pielea de pe burtă, îți dai seama ce vis frumos ar fi. Dar oricât de puțin te îngreșa, pielea de pe tot corpul este afectată, de pe față, de pe mâini, de pe picioare, că ți se umflă toate. Eu, de exemplu, cea mai proaspătă în minte, sarcina cu Ava, deși nu m-am îngreșat mult, m-am menținut în parametri, țin minte chiar că la fiecare control medicul îmi spunea: îngreșați-vă, doamnă, nu vă fie frică. Era mamă de aia să mă noagă de tenjură la mol, fetele. Nu că mi-era frică să mă îngraș, dar așa a reacționat corpul meu în sarcină și trebuie să recunosc, și vârsta a jucat un rol important, pentru că am simțit și am avut nevoie să am mai multă grijă de mine, de alimentație și de tot. La primul copil câți ani aveai? 24 de ani și 46 de kilograme la 1,71 m și la ultimul am pornit slab în sarcină și într-o formă fizică foarte, foarte bună. Mergeam la sală regulat, dar aveam, prefer să-mi scot din minte câți ani aveam, dar aveam pe 35. Ok, cred, mare, cam așa. E o diferență. E cu siguranță o diferență, dar voiam să spun că deși m-am îngrășat foarte puțin la fiecare, adică m-am menținut în parametri, ei, un an jumate simțeam efectiv că mi-e mare pielea. Adică am și slăbit brusc, tot așa, că așa s-a comportat organismul meu. Și foarte multă, uite la mâinile astea bețe, multă piele, o simțeam. Okay. Și ce am făcut, i-am dat timp. Am făcut și ce se recomandă în sarcină să faci, adică mi-am hidratat pielea, am băut multă apă. Astea sunt foarte importante, nu doar în sarcină, ci în general sunt importante. Și i-am dat timp și uite așa, ușor, ușor, și-a revenit. Dar dacă ies, adică nici asta vreau să spun, că nimeni nu e ferit. Și privind vergeturile, de care nouă femeilor ne e teamă, pentru că le asociem mai ales cu sarcina, să știi că și bărbații fac vergeturi și bărbații fetelor fac, deci nici ei nu sunt feriți, pentru că sunt mai ales de la variațiile astea de greutate. Dacă e să le faci, din păcate, cu toate eforturile din lume, hormonii și moștenirea genetică joacă rolul cel mai important, deci dacă e să fie, vor fi. Hai să nu fim atât de negativiști, că lumea nu se mai îngrijește deloc. Hai să vedem ce zice specialistul și apoi să ne gândim un pic la trupurile noastre. Și tații suferă, după cum știți, foarte mult în gravidanță. Ne întoarcem imediat. Doamna doctor, noi, mămicile, vrem să știm cum să facem, ce să facem, să nu ne alegem cu vergeturi după sarcină. Îmi pare foarte rău să spun, dar nu avem ce să facem, pentru că vergeturile țin mai mult de hormoni decât de starea pielii. Ceea ce putem noi face în ultimul trimestru de sarcină este să încercăm să ținem o piele cât mai bună, astfel încât vergeturile măcar să fie reduse în dimensiuni și în adâncime. Dar numărul lor și momentul de apariție nu ține de ceea ce putem noi să facem. Pentru a avea o piele cât mai bună, trebuie să ținem cont de 3 lucruri. Primul lucru este să nu luăm foarte mult în greutate. Al doilea lucru este starea de hidratare, pentru că, din păcate, gravidele consumă apă foarte multă, cu care formează lichidul amniotic, hidratează copilul și, din păcate, multe dintre noi avem edeme, deci reținem apă în timpul sarcinii la nivelul corpului în partea lui de jos. Iar al treilea lucru pe care îl putem face este o suplimentare corectă de principii alimentare. Deci tânăra însărcinată trebuie să mănânce pește gras,
din categoria ton, somon, macrou, sau trebuie să facă suplimentare cu omega 3 sub formă de uleiuri naturale de pește. Trebuie să mănânce morcovi, trebuie să mănânce fructe din categoria citrice, de exemplu portocale, dar și fructe obișnuite cum sunt merele și nu în ultimul rând să hidrateze cel puțin partea de jos a corpului, adică burtica și picioarele, cu creme mult mai grase. Nu trebuie să fie creme speciale pentru vergeturi. Avem sau nu avem garanția că vom arăta într-un mare fel după sarcină dacă respectăm toate indicațiile și recomandările pe care le-ați dat? Vom avea garanția că vom arăta atât de bine cât ne permit genele și hormonii noștri, dar diferența poate să fie importantă. Vergeturile foarte groase, foarte roșii pot fi, să-i spunem așa, mai puțin expuse dacă avem grijă de aceste lucruri. Iar dacă vergeturile deja au apărut, trebuie să ne prezentăm la medicul dermatolog cât de repede este omenește posibil. Adică tratamentele, de exemplu, cu laser atunci când este cazul privind vergeturile, se pot începe la 3 săptămâni de la momentul nașterii. Da, nu am o concluzie, mă gândeam că și la animale este, adică și pisica aia, te uiți la ea când e suplă, felină aia, așa, și când e gravidă cu mai mulți puiuți, e total schimbată. Adică dacă ele, animale, n-au reușit să găsească soluția să arate tot timpul țiplă, este normal ca și la oameni să se mai deregleze lucrurile. Da, e ok, e și de la felul în care gândim și privim lucrurile, pleacă totul, adică n-ar trebui să ne fie, așa ca o concluzie, să nu ne fie frică de chestia asta, să nu ne fie frică de modificări. Nu se întâmplă nimic. Până la urmă rămânem femei și putem fi frumoase, putem să continuăm să ne simțim bine în pielea noastră. Uite, mie îmi place să cred că mi-a ieșit chestia asta cu simțitul bine cu mine. Și da, am avut și grijă de mine, pentru că de ce să nu o spunem pe aia dreaptă, nimic nu pică din cer. Totul necesită efort, dar se poate. Se poate, va fi bine. Faceți copii, că e frumos și... Faceți, faceți. Se poate. Eu știu o poveste mai de Franța, o fostă misă dintr-o țară nordică, da. Soț miliardar, i-a spus toată viața până târziu, dar târziu, până când și medicina era pusă într-o situație, i-a spus soțului că nu face copii pentru că nu poate să strice acest dar de la natură. Era și nordică. Și s-au făcut niște rămășaguri, niște pariuri. S-a mers la o fertilizare, da. Și se pare că s-a dat un plic unde trebuie și au ieșit 3. Și a cărat 3, doamna. Și nu erau mici, că ce credeți? Și ei mici erau tot nordici. Mamă. Și e foarte interesant orice discuție cu această doamnă, pentru că ea și-a jurat ei că nu va face copii ca să nu strice coatele. Și a făcut 3. Da. Și e interesant și restul, pentru că nu cred că i-a părut rău nici măcar un minut, decât atunci când făceau toți căcuță, deodată. Nu, dar garantat asta să regrete, om pe lumea asta să regrete că a făcut un copil, nu există. Mâna pe inimă, o spun, nimeni, nu există. Azi dimineața la 4:30, la al doilea dinte, dacă mă întrebai, s-ar putea să... Nu, e adevărat. Nu? Bine, mulțumim, să ne vedem. Mulțumesc. Cu bine. Fiecare cu pielea lui, ca să zicem așa, pentru că ține, iată, și de genetică. Așa cum gambele la bărbați sunt greu de crescut, știți? Deci la sală și zice lui, bă, dar tu faci sală de 20 de ani, n-ai gambe. Zice, bă, o moștenesc pe mamă.